De această dată vom începe cu o tulburătoare profesiune de credință a unui maestru al muzicii ușoare românești. Părerea mea a fost și rămâne că nu ești compozitor vedetă atunci când te transmite la televizor sau atunci când intri pe postul de radio de 100 de ori pe săptămână. Nici chiar atunci când ți se imprimă mii de discuri. Compozitor vedetă ești numai în momentul în care, la chermeze, la restaurant, pe stradă, adică în mijlocul oamenilor, te auzi cântat, te auzi fredonat. Indiferent de forma acestei reîntâlniri cu melodia pe care ai compus-o, dacă ești compozitor de muzică ușoară și dacă nu ți se întâmplă acest lucru, înseamnă că vedeta, care trebuie să fie compozitorul, s-a împiedicat pe undeva. Maestrul Temistocle Popa, pentru că despre dânsul este vorba, nu s-a împiedicat niciodată. Anul acesta a împlinit 76 de ani, a lansat sute și sute de șlagăre, imediat vom aminti câteva dintre ele, dar mai întâi o scurtă fișă biografică, așa cum procedăm întotdeauna. S-a născut la Galați la 26 iunie 1921, în orașul de la Dunăre a auzit pentru prima oară fanfara militară pe care avea să o cânte într-un mare șlagăr peste ani. A studiat la București, la conservator, între 1935-1941, apoi a urmat un curs de perfecționare muzicală la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, între profesorii săi nume ilustre, Ioan de Chirescu, Marțian Negrea, Alexandru Pașcanu, Mircea Basarab, Constantin Bugeanu, Tudor Ciortea. Interesant este faptul că a studiat la conservator flautul și un instrument mai puțin masculin, harpa, dar despre asta vom avea timp să discutăm. Am aflat că aici a locuit o mare prietenă a dumneavoastră, inegalabila Maria Tănase. Este adevărat? Da. În această încăpere a fost dormitorul Mariei. De la ea am primit cadou scaunul pe care stai. L-am știut, sunt impresionat. Și probabil că în decursul anilor s-a păstrat pacea Mariei și omenia Mariei în această cameră. Ați colaborat, ați compus pentru Maria Tănase? Da. Pe vremea când Maria Tănase era un mit, intrase în legenda muzicii românești, i s-a cerut să cânte la moși de către conducerea de pe vremea aceea. Și ca să împingă spre bine cariera și persoana mea, mi-a cerut să-i scriu un cântec pe textul ei. Și am compus un cântec care se chema, care se cheamă În Târgu Moșilor, cu care făcea mare succes, pentru că cânta chiar în moși. Într-o discuție pe care am avut-o înainte de această filmare, ne spuneați că vă considerați un salahor al muzicii. Ați muncit întotdeauna pentru a compune muzică. Și nu numai muzică ușoară. Permiteți-mi să citesc rapid. Muzică pentru 45 de filme de lung metraj, primul în 1963, cel mai recent în 1993. Între acestea, 4 coproducții cu studiouri din Franța și din Rusia. Muzică pentru 10 filme de scurt metraj pentru televiziune, 80 de spectacole pentru copii la televiziune, toate în colaborare cu regretatul Mircea Bloch, peste 50 de spectacole de musical de revistă. Și totuși, există în această activitate câteva pagini muzicale aparte, la care nu se așteaptă lumea. Suite simfonice, de exemplu, dacă nu mă înșel, da. Nu? Și lucrări ieșind din canonul șlagărului de muzică ușoară. Da, pentru că toată viața am regretat când am devenit compozitor de muzică simfonică, muzică grea, pentru că începând conservatorul cu flaut și harfă, mi-a rămas de acolo deprinderea de a cocheta cu muzica care nu este la îndemâna muzicii ușoare. Și mi-a făcut bucurie și în timpul când aveam puțin răgaz, mă plecam să scriu și ceva pentru muzică simfonică. Am scris două suite simfonice, un vals de concert, 3 preludii de pian, și o piesă pentru vioară dedicată marelui Ion Voicu. Recenta aniversare ne-a readus în memorie uriașul succes al filmelor cu Veronica, filmelor pentru copii.
V-ați apropiat, cred, ca nimeni altul de copii, de cei mici, a scris muzică pentru copii, o faceți în continuare? Am fost ales să scriu această muzică, care probabil s-a lipit cu timpul de mine. Pentru că și asta scriu pentru copii. De exemplu, am imprimat 4 colinde pentru corul de copii radio, care s-au și imprimat. Dirijor Eugenia Văcărescu, și care o să le auziți curând pe post.